Sau și eu am găsit la un nou episod din The Sims 4, hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu familia noastră, bineînțeles, data trecută am rămas la familia asta de aici. Știți că mai am împărțit, o parte din ei au rămas la casa asta mare, o parte din ei s-au mutat în casa cea nouă. Și, bineînțeles, Candy a rămas însărcinată, urmează și Yuki. Mulțumesc celor care mi-ați lăsat nume în comentarii. Încă nu am ales unul din ele, dar... dacă e să nască, o să mă uit și o să vedem un nume, da? Dar nu se știe încă, asta nu se știe dacă o să nască sau nu, dar probabil în episodul de astăzi asta vom face, vom încerca să să facem și pe Yuki să devină însărcinată. Iată, Yuki e la calculator aici. Și hai să vedem ce face Candy. Candy s-a dus la baie și am observat că e nervos unul din ei. Care era nervos? Matei? Good versus Evil. E nervos plus 1. What the fuck? Nu știu de ce, dar sperăm să se calmeze. Totuși un lucru pe care vreau să-l adaug aici în căsuța noastră, aici în spate, e bineînțeles fântâna aia. Nu știu exact de unde am luat-o, dar hai să vedem. O să mergem, e fântâna aia magică, pentru că aia îți îndeplinește tot felul de dorințe. Și de exemplu, dacă ei sunt nefericiți, pot să le zic, bă, duceți-vă la fântână acolo, aruncați un bănuț și poate primiți ceva pentru happiness, pentru fericire. Cred că undeva pe aici ar fi perfect, dar nu știu. Nu prea se potrivește când o pun pe partea asta, ei trebuie să fie undeva pe lângă verdeață. Și cred că dacă mutăm banca asta de aici, punem aici, iar asta va sta ceva de genul, dacă scot eu tufele astea din spate. La fix bine. Și băncuța o să stea ceva de genul aici, uite așa. Super tare. Nu uitați, dacă vă place The Sims 4 și vreți să punem mai multe episoade pe canal, nu uitați să apăsați butonul de like și vom face exact asta. Momentan sunt, să zic, 1 sau 2 episoade pe săptămână, dar în funcție de cât de mult sunteți voi interesați de serie, vor apărea mai multe. Iată, mă, s-a dus la el să-l sărute. Singur, așa, fără să-i dau eu nimic. Ok. Bun. Acum, ce ne interesează pe noi e ca Yuki să devină și ea însărcinată. Și bineînțeles, o să-i spunem lui Matei. Try for baby. Să vedem unde e try for baby-ul. Try for baby in bush. Să facă copil în boschet? Poate... Adică nu știu dacă face copil un boschet. Iese copil boschet? Nu cred. Adică... uite pe Candy aici. Uite, are burtica. Și are copilul. Hai să vedem dacă Matei are curajul să-i zică. Să facă... Sau să încerce să facă un copil un boschet. Că momentan... Nu știu dacă o să vrea. Dar asta depinde în funcție de ea. Și mi-aduce un pic aminte de Chloe din... din asta, din Life is Strange, nu? Nu vă aduce aminte puțin de ea? Parcă da. Dacă s-au auzit niște sunete ciudate, din nou, vecinul de vara trecută își pune din nou parchetul, pentru că trebuia să-l scoată din nou și să-l pună la loc. Și că să nu vă speriați dacă începe vreo bormașină sau ceva, dacă doar ce s-a oprit. Așa. Ba, acum se duc să găsească boschetul. Ah, boschetul e exact aici, perfect. Să nu se facă copil în boschet. Știi, nu e doar uhu. E nebunie totală. Hai, poate să-l îmbuneze puțin. Că el e supărat, e angry. Poate asta o să-l facă fericit. Candy, nu te du acolo! S-a speriat Candy, n-am mai văzut așa ceva în viața ei. Ce fac ăia în boschet? De ce se mișcă boschetul ăla oare? Se întâmplă niște magii aici. În comentarii vreau să-mi lăsați nume din nou pentru copii, pentru că dacă va naște, să zic, Candy în episodul ăsta, în episodul următor cu siguranță va naște următorul copil, adică de la Yuki. Așa că încă mai am nevoie de ajutorul vostru cu numele, da? Uite, s-a dus aici și a fost o nebunie în boschet. Să duce să o întrebe. Ce ai făcut în boschet acolo? Acum trebuie să testăm. Că, uite, există riscul să nu fie însărcinată.
neapărat riscul, dar există șansa să nu fie însărcinată și atunci trebuie să vedem. Haide, Yuki, du-te repede și fă-ți testul de sarcină. Să vedem dacă ești sau nu însărcinată. Uite ce nervos e! What the fuck? De ce e așa nervos? Ok, pentru nervozitatea lui... Și la cine sună telefonul? Nu știu că nu mai sună aparent. Hai să vedem la Yuki în primul rând dacă e... ce a păzit? Oh, congratulations! Yuki is expecting! Super tare! Dar ce a pățit ea? Că mi-a dat un... Ce e asta? Curious about clubs. E curioasă cu cluburile. Că ar vrea să se ducă și el la un club eventual? Nu știu. Ce muzică. Și ce muzică vine de afară, că vine poliția. Dar... Hai să vedem ce poate să-l facă mai fericit. Rage run on the treadmill. Ok. Îl punem să meargă, să alerge pe bandă. Și asta îl va face mai fericit. Workout. A, ba nu. Uite, i-a trecut supărarea instant. Bă, asta e bine. Până la urmă, pe mine nu mă deranjează dacă i-a trecut supărarea așa dintr-o dată. At. E fericit, n-are treabă. Ok. Acum ar trebui să le mărim... Bara verde, pentru că bara roz e la maxim, asta înseamnă că se iubesc la maxim, dar bara verde nu e. Așa că, hai să mergem aici și să dăm toate astea cu verde, toate butonașele astea cu verde. Heartfelt compliment, brighten day, pentru că vrem să fie și la maxim, să fie și prieteni cei mai buni. Nu neapărat, uite, just become good friends, uite. Nu numai bara roz la maxim, dar să fie ambele. Ia să dăm Candy și cu David, uite, David și cu Candy au bara... mai mult umplută. Zona asta de afară se potrivește perfect, adică... Uite, dacă pun pereții... Din cauza că am pus televizorul la cu aceeași culoare cu casa, zici că e de aici. Zici că... Așa a fost casa asta dintotdeauna. Hai să văd cât spațiu mai am eu posibil să construiesc. Nu prea mai am. Nu, asta e tot lotul. Mai am în față? Nu. Adică eu dacă vreau să construiesc aici ceva, dacă vreau să extind, să zic, peretele ăsta, nu mă lasă. Deci asta e tot lotul nostru, nu avem voie să construim mai mult de atât, în partea cealaltă aveam loc mai mult, dar în schimb putem să construim la subsol, vedeți că la subsol nu e făcut absolut nimic. Totuși, unde am putea începe construcția? Care ar fi camera din care intrăm la subsol? Văd aici că e foarte mult spațiu și mă gândesc că ar fi o soluție ori aici, ori în unul din dormitoare. Dar vedeți că în dormitorul ăla nu prea e loc. Asta e cam singura soluție. Ori aici, să punem o scară. Ori aici, în dormitorul ăsta. Cred că o să fie în dormitorul ăsta. Până la urmă o să fie o scară aici. Nu mai știu exact cum făceam faza cu fundația. Trebuie să folosesc tool-ul ăla, am impresia. Dar nu mai știu exact cum e. Dacă nu găsesc în episodul ăsta, o să facem în episodul următor partea de jos, că nu e foarte important acum. Uite, asta e de wall tool, asta e de square tool, pe mine interesează basement. Basement tool, uite, asta e. Și acum ar fi trebuit să... Da, ne-a făcut, bun. Și de aici, pur și simplu, noi ne extindem cât vrem, adică doar asta trebuie să faci, basement-ul, și pe asta pot face toată zona de jos să fie locuită. Iar aici va fi clubul lor. Vom face și lor un club. Nu știu exact cum o să fie clubul lor, dar vom vedea pe parcurs. Dacă fac asta... dacă fac asta îmi strică piscina, așa că nu vreau. Probabil ce voi face ca să mai extind zona asta, voi face un perete care se duce așa. Ceva de genul, trece exact pe lângă piscină. Fuck, s-a lipit de piscină? Da, ciudat. Trebuie să fac un pic mai încoace, înseamnă că ceva de genul ăsta. Până aici și până aici. Pardon, încă un pic. Pac, și acum gata, astea s-au făcut camere. E perfect. Acum dacă eu vreau să fie o zonă mare deschisă, pot eventual să dau remove-ul aici și iată cămăruța noastră mare și deschisă. Eventual, dacă vrem neapărat să avem și niște lumini, putem să ne luăm luminile astea pentru că am văzut că fac suficientă lumină și arată destul de drăguț. Uite, de exemplu, una aici, una aici. O să punem egal așa ca să ne genereze suficientă lumină. Momentan, știi că habar n-am ce o să fie jos, dar cu siguranță vom face ceva mișto. Ok. Luminile alea nu rămân ele, ultimele lumini pe care o să le folosim. O să vedem pe parcurs ce alte lumini o să băgăm aici ca să se potrivească cu zona.
În toate astea, sau poate, uite, poate de astea. Uite ce frumoase sunt astea. Păi, pe bune, astea chiar șmechere rău de tot. A? Așa? Mamă, ce șmecher, ia. Da, și îți dă și un mood ăsta așa de romantic. Da. O să vedem. O să vedem pe parcurs, astea sunt de alea de scenă. Ăsta e de la șmecher rău de tot. N-avem noi de ăsta nevoie aici. Și astea sunt piese de șah care tot așa luminează. Iar vedeți, astea sunt niște chestii pe care nu poți să le iei decât dacă, uite, unlock by reaching level 10 of the painter career while in the master of the real branch. Deci pe asta nu putem să le deschidem decât dacă facem nu știu ce job până la level 10. Asta ne-ar putea lua 20-30 de episoade lejer. Ceea ce mi se pare destul de aiurea și mă gândesc să dăm unlock și să dăm unlock doar la una, știi? Mă gândesc să facem, să dăm unlock la toate itemele și să putem să le luăm, să le punem noi, știi? Dar e o comandă, e un fel de... un fel de cheat sau ceva. Mie, nu cheat, dar te face să nu trebuiască să mai muncești neapărat pentru a lua chestiile alea. Habar n-am dacă o să vreți să folosim, dar vedem. Arată bine zona de jos, tot ce mai avem nevoie ca să ajungem acolo, bineînțeles, vor fi niște scări. Acum avem așa, stairs. Și să vedem ce fel de scări vom folosi. Să le pun de jos în sus, cred că da. Bă, arată șmechere astea. Sunt așa... ia. Păi, da, dar știi care e faza? Intri pe ușa asta și te duci și cazi în... da, nu știu dacă am poziționat-o foarte bine. Faza e că în momentul în care ești jos nici nu prea știi unde le pui. Ca să zic, uite, dacă e să pun aici, habar n-am unde a pus-o sus. A pus-o ok. A pus-o mai ok, adică nu e chiar lângă ușă ca să fie ciudat. Da, e ok aici. Bun, și pe aici vom intra la subsol. La subsol vom face noi, vedem ce, club sau habar n-am ce momentan. Hai să punem și un fel de culoare pe pereți ca să nu fie urât. Să punem culoarea asta, nu, arată cam aiurea. Ceva să se potrivească, bă, arată bine, zici că ești într-o cabană ceva când stai așa. Iar pe jos... zic eu că ăsta ar merge, s-ar potrivi. Frumos. Nu cred, adică nu știu dacă va rămâne așa neapărat, dar vom mai lucra noi la el pe parcursul jocului. Hai să pornim, să pornim, să rămânem la... să-i dăm drumul la familie și să vedem ce se mai întâmplă în familia noastră. Acum ambele fete sunt însărcinate, Yuki și cu Candy. Bineînțeles, Candy e un pic mai avansat, adică e la al treilea trimestru, începe în 13 ore, adică o să, nu o să mai dureze foarte mult și o să nască. După ce trece de al treilea trimestru, am impresia că ți apare chestia cu trei semne de întrebare și nu știi exact când o să naști. Iar Yuki, ce zice? Pleasantly satisfied from good uhuing. I-a plăcut să facă uhu cu Matei. Și ea e în al doilea trimestru în 23 de ore. Deci la ea o să mai dureze probabil în episoade. Nici nu știu dacă o să nască vreo una din ele în episodul ăsta, dar totuși în comentarii să-mi lăsați nume și să scrieți băiat, două puncte nume, fată, două puncte nume. Da? Și ne uităm. Uite cât de șmecher e. Nu, îmi place foarte mult casa, e tare. Nu prea știe Yuki să gătească, dar trebuie să învețe și ea până la urmă. Și locația în general e tare. Adică aici e de vis. Să stai pe o insulă de asta. Pur și simplu când ieși din casă să te duci pe plajă. Nu prea avem plajă aici. Da, uite aici de exemplu, uite avem. Te duci pe plajă, dacă vrei să te duci să pescuiești poți. Și chiar așa, apropo de pescuit, hai să le dăm să pescuiască. Încerc să-mi dau seama, ăsta e Matei, cred, da? Da. Asta e David. David o să se ducă să pescuiască. Ce e asta? Combating a cold. Ah, s-a bătut cu o răceală și a învins. Ok. Ah, uite, a făcut ceva de mâncare. Mă gândesc să redecorăm pe aici, pentru că unele chestii nu prea îmi plac mie cum arată și aș vrea să iau niște chestii mai avansate pentru ei. De exemplu, ei au frigiderul ăsta, dar mă gândesc să luăm frigiderul cel mai șmecher. De ce nu? Și îl luăm ca să se potrivească cu designul casei. Uite-l. Super tare, chiar se potrivește aici. Aragazul, la fel. Ar trebui schimbat și el. Hai să vedem. Iau aragazul ăsta. Acum,
Ala nu pot să-l iau, vedeți din nou. Iteme care sunt blocate, pentru că nu avem nu știu ce level la carier. Și noi nu facem carier în sezonul ăsta din The Sims, așa că n-are rost să le ținem blocate, mai degrabă le deblocăm, da? M-am zis, asta ține de voi, dacă vreți să folosim comanda aia. Bun, am băgat și un de ăsta foarte avansat, un cuptor. Hota, la fel, ar trebui schimbată și ea, cred că... Uite, sunt astea super avansate și la fel, nu le putem deschide. Mamă, ce chestii mari, sunt ca niște turnuri. No, asta e cea mai avansată hotă. Aparent o aveam pe cea mai bună. Da, trebuie să ne uităm și noi la obiectele astea și să vedem care sunt, de exemplu, cuptorul cu microunde. Uite, cuptorul cu microunde e unul foarte bun. Asta ce e? What? Ce e asta? Aparat de făcut espresso, făcut cafea, pe care nu l-am mai văzut până acum în joc. De unde a apărut ăsta? Dar nu știu cum să-l pun, că nu stă pe nimic. Must be placed on specific objects. What? De unde l-am pe ăsta? Cred că e dintr-un expansion pack ceva, dar... Dacă nu știu... Espresso engine. Uite, espresso engine ăsta am putea să-l scoatem și să văd dacă stă ăsta. Păi ăsta nu stă aici, de ce? Și nu stă pe nicio masă, adică... What the fuck? Coffee... Hai să vedem coffee table. Coffee table. Sunt curios dacă stă chestia aia acolo. Espresso. What the fuck mi-a dat espresso. Coffee. Let's call it coffee. Coffee. Bă, nu-l mai găsesc pe ăla acum, știi, că... În fine, hai că lăsăm ăla acolo, nu. Era o chestie pe care am găsit-o și nu știam de ea. Ăsta ce e? Ăsta e espresso grindmatic. Sunt o grămadă de obiecte noi. Ha. Și vreau dat obiecte pe care nu le-am mai folosit noi până acum, aia. Hai să punem și de asta, că e faină, dar totuși să schimbăm culoarea. Super tare și de la asta acum poți să-i dai diferite chestii. De exemplu, te duci așa, fill fountain with și dai ori ciocolată, ori fruit punch. Hai să dăm ciocolată, o fântână de ciocolată, cine n-ar vrea asta. David cred că s-a dus sau se duce la... Bă, ce-i asta aici? What in the fuck e asta? What? Ce e asta? Din senin a apărut un pătrățel acolo, nu știu, l-ai fi pus eu din greșeală, dar... Habar n-am. Nu știu pe unde s-a dus el acum. Apropo de chestia asta, vreau să văd ceva. Știu că era un fel de secret undeva pe o hartă din astea. Și vreau să văd dacă îl găsesc. Dacă nu îl găsesc de data asta, o să îl găsesc eventual data viitoare, dar trebuie să mergem cu mașina. Travel. O să merg singur, adică o să meargă Matei singur. Și hai să mergem pe una din hărțile astea. Să văd dacă... Nu mai știu pe care. Era un fel de secret. Un fel de easter egg. Nu pe asta. Pe asta oare? Ori la barul ăsta, ori... Trebuie să fie... Hai să mergem până la barul ăla să vedem. O să investighez acum să văd dacă e. Dacă nu, o să-l găsim în episodul următor. Nu vă zic încă despre ce e vorba, o să vedeți. Dacă îl găsim, o să vedeți în episodul ăsta. Dacă nu, o să vedeți în episodul următor, cu siguranță. E super tare. Eu știu, îl știu, dar nu știu exact cum să îl accesez. Ok, și ăsta e bar, ăsta e un fel de bar aici. Sub formă de vapor. Dar pe mine mă interesează locurile astea pe aici, prin zonă. Să mă uit pe după pietre. Și să văd... Da, nu prea nicio zonă pe aici interesantă. Să mă uit așa pe unde ar putea fi. Pe acolo pe undeva, dar cum ajunge acolo? I-am dat travel acolo cu lupa, nu știu dacă... I-am dat eu travel, i-am dat degeaba. Eventual dacă mergem Dusty Turf sau pe acolo pe undeva. Hai să mergem în Dusty Turf să văd dacă pot să investighez acolo. Mă întreabă tot timpul dacă vreau să merg cu cineva. Nu vreau să merg cu nimeni. Mergem de unii singuri așa.
Oricum, dacă vreți mai multe episoade de Sims pe săptămână, să-mi spuneți, pentru că chiar vreau să văd dacă mai există interes pentru seria asta și dacă există, vom face, da? Păi mă uit și o să văd, dar nu pot să ajung unde am eu nevoie. No. Hai să încerc din nou să investighez o altă zonă. Mergem, să dau aici. Din nou mergem travel, luăm mașina. Bine, în jocul ăsta zici că e mașina, dar nu e ficțional, așa gândindu-te că e mașina, nu există mașini în joc. Există doar pe stradă, dar nu poți să le conduci. În una din astea, Willow Creek. Nici nu știu dacă în Willow Creek sau nu. Hai să vedem la aici. Dacă găsim ceva. Știu că în ambele zone, și într-o zonă cu verdeață și în zona cu deșert, sunt două secrete mari. Nu știu exact dacă pot să le găsesc acum. Dacă nu le găsim, mergem în episodul următor și le găsim. Și acum cât mergem noi, am impresia că trece timpul. Deci, în principiu, dacă e să nască, vom afla. Deci, ok. Ce zice go here? Nu mă interesează go here neapărat. Mă interesează să văd dacă e vreun loc interesant. Vezi că sunt locuri interesante pe aici, prin care, uite, de exemplu, pe acolo sunt niște locuri. O grămadă de chestii. Dar nu găsesc eu exact ce vreau. Uite mașinile, le vedeți? Sunt o grămadă de mașini, doar că nu te lasă să le conduci. Ceea ce-i cam aiurea, adică de ce nu? E frumos pe aici prin natură. Bun. Nu găsesc eu acum exact ce vreau, dar cu siguranță în episodul următor vom găsi. Hai să ne întoarcem acasă. Oricum e bine că am mai vizitat zonele astea, că vedeți, am stat prea mult în zona aia inițială. Și uite, ce e acolo în depărtare? What the fuck? Am stat prea mult în zona inițială și zic, bă, mai merită să ne mai și plimbăm uneori, să mai ieșim din casă, să ne mai plimbăm. Și uite câtă lume e în zona asta în comparație cu zona noastră. Adică dacă vrei să întâlnești oameni noi, cu siguranță aici e locul unde vrei să mergi. Și chiar vom merge, chiar vom mai ieși în oraș. Eventual cu mai mulți din familia noastră, de ce nu? Așa, ne întoarcem și așteptăm să se încarce. Nu știu exact dacă o să nască Candy în episodul ăsta, dar dacă nu, mai bine că am timp mai mult să mă uit la numele date de voi și aveți timp să-mi dați nume noi în episodul ăsta, în comentarii. Așa, bun. Hai să vedem. Cât mai are ea? Al treilea trimestru în 11 ore. Deci ar trebui să... Ia să vedem cât e ceasul. E 7 ceasul. Le dăm un speed up să bage ceva viteză. Și eventual se ducă la culcare. Ah, uite fântâna aia. Wow, ce-a făcut? Privacy invaded. Seems to have... What? S-a întâmplat ceva? Ori a intrat la baie peste cineva, ori s-a întâmplat ceva. Că se simte stânjenit așa, dar nu știu de ce. Uite ce față are acum stânjine. Să duce să culce singură. S-a culcat singură și acum gata, s-a trezit. What the fuck? Păi, e iarbă acolo jos? Glumești, nu? What? Uite! E iarbă în măsuța aia. Ce tare! Vreau să mănânce ceva. Grab a chocolate... Cum îi zice? Grab a chocolate covered strawberry. A, și au o căpșună și o bagă cu ciocolată. Cred că e super bună. Vă plac căpșunile așa cu ciocolată? Am încercat și chiar sunt super șmechere. Știu că sunt și prăjituri făcute așa, ciocolată cu căpșuni. Și chiar se potrivește combinația, e bună.
Ia uite ce mână. Dar totuși o căpșună mare cât un măr n-am mai văzut. Poate fi existând, dar eu n-am văzut. Porcis fish, pe bune? Poți să cumpăr pești în chestia asta? Porcis fish, goldfish. What? Pe bune? Name. Ce nume să-i dau eu la pește? Nu știu. Habar n-am ce nume să-i dau. Nemo. Dau numele Nemo. Peștele Nemo, ia uitați-vă la el. Pot să dau un, pot să-l pun, put Nemo în inventory și pot să iau sau add fish. Ah, să-l adaug. Da, da, da. Tetra. Ah, uite, arată altfel. Put tetra în inventory și purchase fish groupie. Ce șmecherie asta. Bă, nu știu care vreau. O să pun purchase. Nu, nu vreau purchase. Add fish și să-l adăugăm pe Nemo. Vreau să adaug mai mulți, dar nu te lasă decât unul singur. Sună un telefon la cineva. Sună la Candy. Something crazy going on at the ruin. Se întâmplă ceva nebunesc la ruine. Dacă vrem să verificăm. Nu vrem acum pentru că e târziu. Vrem să mergem să ne culcăm. În curând o să vină și copilul cu siguranță. Al treilea trimestru, 9 ore. Da? Ce-i cu muzica asta? Next. Nu, change station. Change station, easy listening. Ceva relaxant așa. Blues? O da. O da. Sau, hai să vedem. New age. More choices, winter holiday. Asta e. Ia uzi-o. Ia uzi-o. Muzică de Crăciun. O da. Doamne, iubesc muzica asta de Crăciun. Nu știu, sunt singurul? Nu cred. Cred că și mai mulți. Nu neapărat asta în principiu, dar muzica de Crăciun, nu știu, parcă mă oferă, mă face să mă simt așa mai bine, nu știu. Să stai în casă, să ieși pe geam cu un ninja și să asculti muzică de Crăciun. Cred că e perioada mea preferată. Perioada mea din an, mă refer. Să iubesc. Ar trebui să mergeți și voi la culcare acum, pe bune. Și dacă e, ia culcați-vă voi aici. Sleep. Aulă, nu tu. Fac. Tu, sleep. Tu, sleep. Ce ciudat să aud asta. Voi doi v-ați dus la culcare. Ia să vedem. David s-a culcat în patul ăsta de aici. Bun. Patul de sus. Ăsta e patul lui. Azi dăm Candy vine și ea. Ia uite, i s-a făcut burtica un pic mai mare, deci e mai aproape să nască. Al treilea trimestru în 8 ore. Și acum timpul se duce foarte rapid. Asta înseamnă că... Uite, în 6 ore deja va crește rapid. Și cât de curând va apărea și copilul. Dar cel mai probabil asta se va întâmpla în episodul următor. Cine s-a trezit? Yuki. Yuki s-a trezit. Da, ia să vedem. Has to pee. Yuki needs to go to the bathroom. E din cauza că e însărcinată și se duce de foarte multe ori la baie din cauza asta. Am observat asta la toate caracterele. Muzica mea de Crăciun încă mai e aici. Listen to. O, Doamne. Romantic? Tu să schimbe ea postul? A, să asculte. Da, puteam să-l schimb eu, dar i-am dat ei să asculte. Cum e romantic music? Spooky? Cum e spooky? Băi, știți... A, uite mai a crescut și e puțin burtica. Și e greață, e greața aia de dimineață pentru că e însărcinată, dar... Da, interesant, eu din spate nu-mi dau seama, uite. Din spate dacă mă uit, zici, bă, nu e însărcinată. Și pe aia dacă te uiți așa, pac, se vede. Ok, hai să vedem ce fac ceilalți. David încă doarme, Candy și ea. Amândoi dorm aici. Matei încă doarme pentru că... De altfel e 4 dimineața, Yuki. Ce faci la ora asta, pe bune?
Ia du-te tu și te culcă înapoi, sleep. A avut nevoie să ducă la baie. Dar acum pe bune, la ora 4 dimineața tu ar trebui să te culci, să dormi. Ia zi-mi cât mai are Candy. Candy intră între al treilea trimestru în 2 ore, deci nu mai e foarte mult. Și intră în al treilea trimestru, ceea ce e foarte bine. Dar cu siguranță vom vedea ce se întâmplă în episodul următor. 100% în episodul următor Candy va naște, așa că lăsați-mi nume în comentarii și voi alege din numele voastre și nu vă faceți griji dacă nu am ales numele vostru, pentru că cu siguranță vor fi foarte multe, dar avem 2 copii de numit, așa că aveți șanse mai mari de data asta. Dacă v-a plăcut și vreți să mai facem mai multe episoade cu Sims, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!